Sistemul nervos prezintă un înalt nivel de complexitate, având funcții multiple. Recepționează stimuli, îi transformă în influxuri nervoase pe care le conduce la un centru nervos și elaborează comenzi motorii și secretorii. Țesutul nervos este alcătuit din neuroni și celule gliale. Din punct de vedere al numărului, celulele gliale se găsesc în organismul uman în raport de 10:1 față de neuron. Neuronul reprezintă unitatea morfofuncțională a sistemului nervos. În scoarța cerebrală se găsesc aproximativ 18 miliarde de neuroni. Din numărul mare de neuroni, sunt funcționali doar 10%. Deși se credea că neuronii nu se divid, după cercetările recente se pare că ei se pot regenera, însă la intervale mari de câteva decenii. Mulți neuroni nu mai ajung să se regenereze. Există și o excepție. Neuronii olfactivi se regenerează la circa 2 săptămâni. Asemenea oricărei celule, neuronul prezintă cele 3 componente fundamentale. Din punct de vedere morfofuncțional, este alcătuit din corp neuronal și prelungiri. Corpul neuronal are dimensiuni cuprinse între 5 și 120 microni, și conține în porțiunea sa centrală nucleul și citoplasma din jurul acestuia. Corpii neuronali alcătuiesc substanța nervoasă cenușie din nefrax și prin gruparea lor formează ganglionii nervoși. Ganglionii nervoși sunt aglomerări de corpi neuronali localizați în afara sistemului nervos central. Prelungirile neuronului sunt dendritele și axonul. Dendritele sunt prelungiri numeroase, scurte și ramificate, cu rol de a recepta stimuli și de a-i transforma în influxuri nervoase pe care le transmit aferent corpului neuronal. Axonul este o prelungire unică a neuronului care poate ajunge la o lungime de circa 1 metru. Conducerea influxului de către axon se face eferent. De obicei, axonii se înmănunchează formând nervii. Axonul este protejat de 3 tunici, teaca de mielină, teaca Schwann și teaca Henle. Teaca de mielină, dispusă deasupra membranei neuronale, este produsă de către celulele gliale. Rolul mielinei este de a hrăni, proteja și de a izola fibra nervoasă. După prezența sau absența tecii de mielină, fibrele nervoase pot fi mielinice, de exemplu fibrele somatice, care conduc influxul nervos cu o viteză mare, și amielinice, lipsite de mielină, de exemplu fibrele vegetative, ce conduc lent influxul nervos. Știați că degradarea mielinei din sistemul nervos central determină apariția bolii numită scleroză multiplă? Teaca Schwann, alcătuită din celule gliale alungite, aplatizate, este dispusă deasupra tecii de mielină. Între două celule Schwann longitudinale sunt prezente strangulațiile sau nodurile ronvie. La nivelul nodurilor lipsește teaca de mielină, care este un bun izolator electric. Astfel, transmiterea influxului nervos realizează saltatoriu de la un nod la următorul. Teaca Henle este o teacă conjunctivă localizată deasupra tecii Schwann. Axonul prezintă la capătul său terminal ramificațiile axonale butonate. Butonul terminal are formă de bulb și conține vezicule sinaptice cu mediatori chimici care intervin în realizarea sinapsei. Dintre aceștia amintim acetilcolina, adrenalina, noradrenalina. Știați că un alt mediator chimic este și dopamina? În boala Parkinson, cantitatea de dopamină produsă este redusă, iar în schizofrenie este ridicată. Prelungirile mielinice ale neuronilor formează substanța nervoasă albă a nefraxului și nervii. Cele două proprietăți specifice neuronului sunt excitabilitatea și conductibilitatea. Excitabilitatea este proprietatea neuronului de a recepta stimulul și de a-l transforma în influx nervos la nivelul dendritelor. Conductibilitatea este proprietatea neuronului de a transmite influxul nervos în interiorul neuronului, dar și de la un neuron la altul. Sensul de transmitere a impulsului nervos la nivelul neuronului este unidirecțional, dendrite, corp neuronal, axon.
Transmiterea influxului nervos de la un neuron la altul se realizează prin sinapsă. Între doi neuroni nu există continuitate, ci doar contiguitate. Influxul nervos se propagă în axon ca o undă, care, ajungând la nivelul butonului terminal, determină spargerea veziculelor sinaptice urmată de eliberarea mediatorului chimic. Mediatorul chimic străbate membrana butonului terminal, trece în spațiul sinaptic, transmițând influxul nervos membranei celui de-al doilea neuron. Celulele gliale, spre deosebire de neuroni, se divid. Dimensiunile și formele lor sunt foarte variate. Celulele gliale au rol de susținere, protecție și hrănire a neuronilor, produc teaca de mielină și ocupă spațiile eliberate de neuronii distruși. Din punct de vedere structural, sistemul nervos conține următoarele tipuri de substanțe nervoase: substanța cenușie, alcătuită din corpii neuronali, și substanța albă, alcătuită din axonii mielinizați. După poziția organelor nervoase, sistemul nervos se clasifică în sistem nervos central, numit și ax cerebrospinal sau nevrax, alcătuit din encefal și măduva spinării, și din sistem nervos periferic, format din ganglioni nervoși și nervi. După rolul fiziologic îndeplinit, sistemul nervos se clasifică în sistem nervos somatic, al vieții de relație, ce asigură legătura organismului cu mediul său de viață, și din sistem nervos vegetativ, care controlează și coordonează activitatea organelor interne. Organele nervoase centrale, encefalul și măduva spinării, sunt protejate de meninge, o membrană triplă, alcătuită din dura mater, arahnoidă și pia mater. Dura mater, dispusă la exterior, căptușește cavitățile osoase, cutia craniană și canalul vertebral. Arahnoida este avasculară, subțire și are formă de rețea. Pia mater, dispusă spre interior, este aderentă encefalului și măduvei, puternic vascularizată, subțire, cu rol trofic. În ochiurile arahnoide și între aceasta și pia mater, este prezent lichidul cefalorahidian, care mediază schimburile dintre organele nervoase centrale și sânge. Inflamarea meningelui determină apariția meningitei. Măduva spinării este situată în canalul vertebral. Se întinde de la orificiul occipital până la a doua vertebră lombară, restul canalului fiind ocupat de filum terminale și un mănunchi de fibre nervoase ce alcătuiesc coada de cal. Măduva spinării are o formă cilindrică, turtită anteroposterior, cu o lungime de aproximativ 45 cm și un diametru de 1 cm. Prezintă două umflături, cervicală și lombară. Pe suprafața externă a măduvei se observă următoarele șanțuri: fisura mediană anterioară, mai scurtă și mai largă, șanțul median posterior, mai lung și îngust, și șanțurile laterale, anterioare, locul de ieșire a rădăcinilor anterioare ale nervilor spinali, și posterioare, adică locul de intrare în măduvă a rădăcinilor posterioare ale nervilor spinali. La nivelul măduvei spinării, substanța cenușie este situată central și are forma literei H, fapt pentru care este structurată în trei perechi de coarne. Coarnele posterioare sau dorsale sunt senzitive, conțin neuroni somatosensitivi și intercalari. Coarnele anterioare sau ventrale sunt motori, conțin neuroni somatomotori. Coarnele laterale sunt vegetative, conțin neuroni vegetativi ce pot fi senzitivi și motori. Porțiunea mediană a substanței cenușii se numește comisura cenușie și este străbătută de canalul ependimar. Substanța cenușie conține centri nervoși pentru o serie de reflexe. Substanța albă este dispusă la exterior și, datorită formei de litera H a substanței cenușii, este structurată în trei perechi de cordoane, posterioare, laterale și anterioare. Substanța albă are rol de a transmite influxurile nervoase spre etajele superioare ale sistemului nervos central, dar și spre organele efectoare. Nervii sunt structuri anatomice constituite din mănunchiuri de fibre nervoase mielinice. După natura fibrelor conținute, nervii pot fi senzitivi, transmit informații spre un centru nervos, motori, transmit comenzi spre un efector, și mixt, conține atât fibre senzitive cât și motorii. Nevraxul
Este în legătură cu receptorii și efectorii prin 12 perechi de nervi cranieni și 31 perechi de nervi spinali. Nervul spinal prezintă două rădăcini, un trunchi comun și ramuri. Rădăcina posterioară este senzitivă. Pe traiectul ei este prezent un ganglion spinal ce conține neuroni senzitivi somatici și vegetativi care aduc informații de la receptori, mușchi, viscere, tegument. Dendritele și axonii acestora formează rădăcina posterioară a nervului spinal. Axonii pătrund în substanța cenușie medulară și fac sinapsă cu motoneuronii de la acest nivel. Rădăcina anterioară este motorie, fiind alcătuită din axonii neuronilor vegetativi din coarnele laterale și cei ai neuronilor somatomotor din coarnele anterioare. Rădăcina anterioară conduce comenzile la glande, mușchi, viscere. Trunchiul comun este mixt. El rezultă prin alăturarea celor două rădăcini în locul în care nervii părăsesc canalul vertebral. Trunchiul comun se ramifică formând ramurile nervului spinal. Ramurile sunt componentele nervilor spinali situate în exteriorul canalului vertebral. Organele sistemului nervos central îndeplinesc două funcții distincte: de centru reflex, datorită substanței nervoase cenușii, și de conducere a sensibilității și motilității, datorită substanței nervoase albe. Funcția de centru reflex. Actul reflex este reacția de răspuns la un stimul realizată cu participarea sistemului nervos. Arcul reflex reprezintă suportul anatomic al actului reflex, cu următoarele componente: receptor, cale aferentă, centru nervos, cale eferentă și efector. Receptorii sunt formațiuni anatomice specializate în receptarea stimulilor și transformarea lor în influx nervos. Calea aferentă este reprezentată de fibrele nervoase sensitive, cu rol de a transmite influxul nervos de la receptor la un centru nervos. Centrul nervos reflex are rolul de a analiza informația primită sub formă de influx nervos și de a emite comanda corespunzătoare. Centrii nervoși reflex sunt localizați doar în nevrax. Calea eferentă este reprezentată de fibrele nervoase motorii, cu rol de a transmite comenzile sub formă de influx nervos de la centru nervos la efector. Efectorii efectuează comanda primită pe cale eferentă, pot fi mușchi sau glande. Condiția esențială necesară producerii reflexului este integritatea tuturor componentelor sale. Revenind la funcția de centru nervos reflex îndeplinită de măduva spinării, aceasta conține centrii nervoși reflex pentru reflexe somatice, de exemplu reflexul rotulian, vegetative, de exemplu vasoconstricție, pupilodilatație, micțiune, defecație. După numărul de neuroni implicați în sinapsă, reflexele pot fi monosinaptice, participă doi neuroni, se realizează o singură sinapsă, de exemplu reflexul rotulian, sau polisinaptice, participă trei sau mai mulți neuroni, se realizează două sau mai multe sinapse, de exemplu reflexele de flexie. Funcția de conducere a măduvei spinării asigură transmiterea influxului nervos pe căi ascendente care conduc informațiile de la receptor la diferiți centri nervoși ai nevraxului și descendente care transmit comenzile de la centri nervoși ai nevraxului la organele efectoare.